Lucru la Consiliul Județean. Președintele Constantin Simirad a semnat o mulțime de acte, s-a întâlnit cu o parte dintre consilierii județeni, cei din tabăra PSD-PNL, și a dat dispoziție să înceapă renovarea câtorva birouri. Angajații din Consiliul Județean vor avea mâine o surpriză, pentru unii plăcută, pentru alții neplăcută. La intrare vor găsi condică și vor fi puși să semneze când vin și când pleacă din instituție. Câteva acte de semnat și apoi o ședință extrem de importantă pentru liniștea în Consiliul Județean. Constantin Simirad a discutat astăzi cu consilierii județeni de la PSD și PNL. Am avut o discuție cu consilierii locali PSD și PNL. Am pus la punct o mulțime de lucruri pe care să le respectăm în Consiliul Județean. I-ați invitat pe consilierii PDL la ședință? Nu, nu i-am invitat. I-am invitat la ședința de joi. Pentru că aici am discutat o amănunt, mai multe amănunte legate de această conlucrare între PSD și PNL. Întâlnirea de astăzi a avut ca scop pregătirea ședinței de Consiliu Județean, care va avea loc pe 26 iunie. Constantin Simirad dorește să introducă pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care să modifice caietul de sarcini pentru privatizarea SCLDP. O propunere făcută de noul președinte, discursurile consilierilor să fie cronometrate pentru a se evita disputele în timpul ședinței. Gânduri mari pentru ședința de joi, gânduri mari și pentru spațiul în care va lucra pentru următorii 4 ani. Noul președinte a dispus lucrări de renovare a câtorva încăperi, iar bugetul estimat pentru aceasta ajunge la 100.000 de lei. O mare nemulțumire a lui Simirad, baia mult prea mică pe care o are la dispoziție. Fostul președinte Lucian Fleischer a rămas surprins de suma mare destinată lucrărilor de curățenie din Consiliul Județean. 8 ani de zile n-am dat bani pentru așa ceva. Nu știu, la mine un căpuș de ceva, un căpuș baie, un căpuș dușul. Fostul și actualul președinte au discutat serios de data aceasta despre organigrama Consiliului Județean. Prima dată a trebuit să mă uit la organigramă, să văd încărcătura fiecărui salariat dacă este suficientă, dacă nu este prea încărcată. De asemenea, m-am gândit la programul salariaților, care trebuie să respecte tocmai. Din acest motiv am coborât condicile de prezent la poartă, astfel încât să avem o situație, după începerea lucrului, a prezenții fiecăruia la locul de muncă. Luni va avea loc la Consiliul Județean o ședință cu toți angajații. În perioada imediat următoare, funcționarii vor da teste psihologice.